Un profesor prin Cupa România a reușit o performanță senzațională în sezonul precedent. Începem o nouă aventură. Ce vă propuneți pentru meciul de la Bacău? Da, chiar am avut noroc, să spunem așa, anul acesta, în turul al doilea Cupa România. Am plecat cu echipa din Bacău, CSM Bacău, echipa de Liga a doua. E clar că, atât din punct de vedere valoric și din punct de vedere al calității noastre, suntem peste echipa din Bacău, dar ne mulțumim pentru că trebuie să ne ducem la Bacău să jucăm, să câștigăm meciul și să ne calificăm în următoarea fază a Cupei României, pentru că, ca și anul trecut, sperăm să avem același noroc și vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul următoarelor trageri la sorți. Vom vedea ce adversari ne vor răzi sorții și de ce nu să nu prinde din nou, să prinde din nou un Final Four a Cupei României. Vine la doar două zile după meciul cu Malaga, meciul de la Bacău. Aveți vreo temere din punctul ăsta de vedere? Normal, ar trebui să avem nicio temere. Cum am spus mai devreme, valoarea lotului nostru și valoarea competiției în care evoluăm noi este net superioară ligii a doua. Dar e clar că oboseala, drumurile, Malaga dus, ne întoarcem luni după amiaza, după care de la Malaga ne vom sui în autocar de la București, vom îndrepta către Bacău, iar marți de la ora 17 vom juca împotriva celor de la Bacău. Clar că este o mică temere, să spunem așa, dar nu consider că trebuie să ne facem griji pentru acest meci de Cupa Europeană, dar adversarul trebuie tratat cu atenție, nu trebuie să subestimăm niciun adversar și nu trebuie să ne jucăm, să ne arătăm adevărata valoare care avem pentru că suntem o echipă de Liga Fundă. Cum bine spuneam, s-a catalogat o competiție a surprizelor, câteodată Cupa României le dă bătăi de cap antrenorilor, tocmai din punct de vedere al concentrării pe care le au în momentul respectiv. Cum puteți să preveniți o astfel de detașare, să spun? Clar că aici trebuie lucrat. La motivația fetelor pentru acest meci, ținând cont că întâlnim echipa din Bacău, echipa de Liga 2, dar vor trebui să se concentreze. Este o competiție în care vrem să mergem cât mai departe, pentru că anul trecut am prins această Cupă Europeană din această competiție și de ce nu să încercăm și anul acesta.